Câteva gânduri aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară, cu ajutorul Duhului Sfânt. Și în textul acesta aș vrea să ne uităm la ce se întâmplă cu omul lui Dumnezeu, cu David. Și aș vrea să ne uităm la trei lucruri care cred eu că sunt foarte importante aici și le putem desprinde din textul acesta. În primul rând, aș vrea să observăm presiunea la care este supus David. Și înainte să discutăm despre asta, aș vrea să vă pun o întrebare simplă și întrebarea este cât de sensibil sunteți. Că cumva, nu știu, parcă în vremea asta în care trăim, oamenii sunt din ce în ce mai sensibili. Și sunt oameni care dacă un picuț le greșești, gata, ai terminat-o cu ei. Dacă uneori suntem sensibili la aerul condiționat, alteori suntem sensibili la, eu știu, poate o voce mai tare la microfon, alteori suntem sensibili la cuvintele soțului, la cuvintele soției, la cuvintele fratelui și trăim într-o lume cu multe sensibilități. Și sunt unii oameni care sunt atât de sensibili că în momentul în care îi atingi un picuț, rapid își iau lucrurile și au plecat și nu mai stau de vorbă cu tine. Dar nu despre o astfel de sensibilitate aș vrea să vorbim în seara aceasta, ci despre o altfel de sensibilitate și sensibilitatea aceasta este esențială pentru viața de credință. Cât de sensibili suntem la vocea Duhului Sfânt. Și cred că lucrul acesta este esențial pentru umblarea cu Domnul. Și cred că atunci când discutăm despre felul în care noi ajungem să cooperăm cu Dumnezeul nostru, să fim în relație cu El, lucrul acesta nu se întâmplă doar aici în adunare, ci lucrul acesta continuă și trebuie să meargă cu noi acasă. Amin. În relația dintre noi, ca soți și soții, între relație de părinți, copii, copii, părinți, la locurile de muncă, un credincios care are Duhul lui Dumnezeu în el, credinciosul acela trebuie să fie sensibil la voia lui Dumnezeu, amin, amin. Să fie sensibil la planurile Domnului. Pentru că în momentul în care ajungi să ai o sensibilitate aici, ajungi să poți lua deciziile corecte, să iei hotărâri corecte pentru viața ta. Și când vorbim de hotărârile acestea, ele se răsfrâng în tot ce facem, în fiecare zi, în acțiunile noastre, în deciziile noastre, în umblările noastre, în alegerile noastre. Toate trebuie să poarte peste ele amprenta aceasta a voii lui Dumnezeu. Și de aceea cred că e așa de important să învățăm în seara aceasta de la David, un om care a fost după inima lui Dumnezeu și un om care a avut o sensibilitate aparte la vocea lui Dumnezeu. Și când spun lucrul acesta, eu cred că e foarte important, ne uităm la David și una dintre observațiile pe care le putem face este că David n-a pierdut bătălii. Pentru că de fiecare dată înainte de bătălie, el se ducea să-L întrebe pe Domnul ce să facă. Atunci când tu îți asumi lucrurile și le iei în propriile mâini și vrei să te duci pe cont propriu, în propriile puteri, în luptele pe care le ai de dat, de foarte multe ori vor fi sortite eșecului. Dar în momentul în care ești smerit și ești sensibil la vocea lui Dumnezeu, în momentul acela ai sorți de izbândă. Cred că lucrul acesta e foarte important. De fapt, este unul dintre cele mai importante lucruri pentru umblarea noastră cu Domnul. Unul dintre mari oameni ai credinței a fost George Mueller. Un om care a hrănit mii și mii, a avut orfelinate cu copii și se spune despre el că a hrănit undeva la 10.000 de copii pe tot parcursul lucrării sale. Un om care a strigat către Dumnezeu în rugăciune, un om care a
a ajuns să pună copiii la masă fără să aibă niciun aliment, fără să aibă mâncarea, și în timpul rugăciunii pe care a făcut-o pentru mâncare, alimentele au sosit acolo la ușa cantinei unde mâncau ei. Omul acesta a fost întrebat la un moment dat cum află el voia lui Dumnezeu. Și a fost surprinzător să aud felul în care omul acesta se apropia de Dumnezeu. A vorbit despre faptul că trebuie să ai o călăuzire de la Dumnezeu. A vorbit despre faptul că trebuie să fie în lumina cuvântului. Ceea ce spune Dumnezeu trebuie să fie în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să intri. A dat câteva repere esențiale acolo, dar el spunea toate acestea sunt cam 10% din ce înseamnă să afli voia lui Dumnezeu. Este ceva ce joacă un rol de 90% atunci când vrei să afli voia lui Dumnezeu. Și acel 90% îi să te dezbraci de propria ta voie. Ca să poți afla voia lui Dumnezeu, trebuie să te dezbraci de propria ta voie și să zici, Doamne, îs aici și îs deschis și îs dispus să primesc voia ta, indiferent care îi ia. Și acum, la prima vedere, zicem, băi, no, cumva suntem aici, Doamne, spune-ne ce vrei, dar am stat și m-am gândit la mine că nu cred că ar fi chiar așa, nu-i simplu. Nu mai imaginați-vă că ar veni Domnul la voi și v-ar spune ce i-a spus tânărului bogat. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vino și urmează-mă. Dacă Domnul ți-ar spune în seara asta cuvintele astea, ai face asta? Trebuie să te dezbraci de propriile tale planuri, de propriile tale dorințe și trebuie să te îmbraci cu acea smerenie și cu acea dispoziție și să zici, Doamne, George Mueller spunea, asta e cea mai grea parte dintre toate. Că după aceea te uiți să fii în cuvânt, după aceea te uiți să cumva să ai călăuzire, să-ți dea Dumnezeu, dar pentru el, spunea, pentru mine, George Mueller zicea, asta era, că întotdeauna vreau să mă duc la Domnul și să-i dau eu de înțeles cam cum ar trebui să facă, să-i arat Domnului cam cum ar trebui să lucreze. De aceea, aș vrea în seara aceasta, poate că nu suntem la nivelul lui George Mueller, dar aș vrea și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta și să zicem, Doamne, vrem să fim sensibili la vocea Ta. Ajută-ne, Doamne! Și trei lucruri aș vrea să vă spun în această seară, din textul acesta. Primul dintre ele este legat de presiune, presiunea care este exercitată asupra noastră. În al doilea rând, aș vrea să vă vorbesc despre un principiu pe care îl găsim în textul acesta, un principiu care trebuie să-i ghideze pe oamenii lui Dumnezeu și în al treilea rând despre promisiunea pe care se bazează copiii lui Dumnezeu. Încă o dată, presiunea la care sunt supuși copiii lui Dumnezeu, presiunile la care tu ești supus. În al doilea rând, să vedem principiul care trebuie să te ghideze. Și în al treilea rând să vedem promisiunea lui Dumnezeu care trebuie să ne ajute. Atunci când vorbim despre presiune, textul acesta ne descrie, ne-l descrie pe David într-un moment de presiune maximă. Aș vrea, nu știu câți dintre noi am ajuns în momente din acelea în care să fim încolțiți, atât de încolțiți încât nu să ne pierdem, eu știu, un bun pe care îl avem, nu să ne pierdem un loc de muncă, nu să, eu știu, încolțirea aceea în care să fii gata, gata, gata să-ți pierzi viața. David a fost un om al lui Dumnezeu, a crescut într-o familie mai mare,
a fost cam nebăgat în seamă, tratat cu indiferență, a venit la un moment dat unul dintre oamenii însemnați omului Dumnezeu la ei acasă, el nici măcar n-a fost invitat acolo, erau frații lui mai mari, frații mai mari s-au purtat cu el cu destul de multă superioritate și aroganță și David a trecut prin toate acestea cu bine. David a ajuns să se lupte cu Goliat și David a mers acolo și a intrat în câmpul de luptă cu o praștie și cu o piatră și l-a ucis pe Goliat. Și în ciuda acestor lucruri mărețe pe care le-a făcut omul acesta, a ajuns să fie prigonit din invidie de către împăratul lui Israel. Să fie urmărit, să ajungă să meargă și să facă pe nebunul. Să ajungă să fie un fugar, să se asocieze cu cei mai de jos oameni din țară, cu oamenii care nu-și plăteau taxele, cu urmăriții. Și David ajunge să treacă prin toate acestea și acum ajunge să se ascunde într-o peșteră și la gura peșterii unde a intrat David vine urmăritorul lui, președintele țării, împăratul țării. Nu știm exact de ce a intrat Saul acolo, în limba română traducerea spune că a intrat să doarmă, alte traduceri sau traducerea evreiască are și o altă semnificație acolo, dar în fine a intrat în peșteră Saul. Și în momentul în care a intrat în peșteră, în presiunea aceea în care era, au început să vină înspre David vocile ca să acționeze. Și poate că seara aceasta te prinde și pe tine, poate în seara aceasta este cineva pentru care e mesajul acesta și ai ajuns să fii încolțit, să fii într-o peșteră și la gura peșterii în care ai intrat, să nu mai fie nicio ieșire de acolo și să vină urmăritorul tău, să vină inamicul tău, să vină dușmanul tău, să vină cel de care îți este frică. Și în momentul în care ai ajuns în situația aceasta, încep să vină voci, voci, voci. Și când citim textul acesta, observăm că aici sunt voci și probabil că sunt voci care vin din afară înspre tine. Sunt oamenii care îl sfătuiesc pe David. Și oamenii zic, împărate David, Domnul ți l-a dat în mână. Și ajungi în câte o situație și zici, ești în presiune maximă și în presiunea aceea maximă ești tentat să faci compromis. Ești tentat să interpretezi situația respectivă într-o lumină spirituală. Domnul ți l-a dat în mână. Oare chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați niciunul din pomii din grădină? Dar știi, Dumnezeu de fapt, uite oare ce planuri, uite ce șansă ai avea și Domnul ți l-a dat în mână, acum e momentul, scoate sabia, taie capul. Și vocea care vine din exterior și poate ești la școală și voi trăiți aici într-o societate care mai mult decât în România, îți voci care vin din exterior și vă spun să faceți una și să faceți alta și presiuni de un fel sau de altul. Și poate-s vocile că trebuie să te măriți cu cineva, că trebuie să te însori cu cineva. Și poate că-s vocile că trebuie să mergi la un loc de muncă, că trebuie să faci un compromis, că trebuie să faci ceva. Și presiunea aceea care e pe tine. Și poate e vocea din interior. Și vocile acelea lăuntrice care vin și gândurile acelea care nu-ți dau pace. Și ai ajuns să fii cuprins de frică, de gânduri, de îngrijorare. Și ai ajuns să nu mai ai somn și să fii măcinat și câteodată vorbesc cu oamenii cu tine și parcă abia te trezești ca să dai un răspuns, că mintea ta e în altă parte pentru că ești cuprins de vocile acelea care îți vorbesc, care îți strigă. Și poate nu e o voce de frică, poate e o altă voce, știți că este vocea lăcomiei, de exemplu. Și când îl apucă pe câte unul lăcomia, îl macină și îl macină și îl macină până îl termină. Și poate pentru una, pentru alții o voce a poftei și ai ajuns să-ți dorești o treabă și vocea aceea vine spre tine și ai ajuns să poftești, poate ai ajuns să poftești un bun, un lucru, ai ajuns să poftești ceva ce nu ți-i îngăduit, ci vocea aceea e acolo și face presiune pe tine și vine și vine și vine spre tine.
Poate e vocea celui rău. După ce ajungi să te maturizezi în credință, ajungi să faci distinție. Îmi aduc aminte că soția mea e medic și am văzut-o când era studentă, încerca să asculte cu stetoscopul. Și mi-am pus și eu stetoscopul ăla în ureche și l-am pus să văd ce se aude și să știți că nu se aude nimic. Adică auzi numai niște sunete din astea care sunt acolo în stetoscop, dar nu reușești să distingi nicio poveste de acolo. Și după aia Mihaela mi-a explicat cum stă treaba cu că trebuie să ajungi să ai o finețe și să distingi între una și cealaltă și ajungi să vezi când îi coborâtă infecția în plămâni, mai jos, mai sus și unde sunt lucrurile și cum, pentru că ai ajuns să devii experimentat. Și după ce ajungi să ai un picuț de experiență, ajungi să auzi și să înțelegi vocea diavolului. Vocea diavolului uneori poate să vină prin prieteni care sunt lângă tine. Vocea diavolului s-a dus la Iisus Hristos prin apostolul Petru și a trebuit să-i spună: înapoi a mea, Satanu. Uneori vocea celui rău poate să vină folosind un cuvânt din Scriptură. Și poate părea paradoxal, dar diavolul când se duce la Iisus Hristos folosește cuvinte din Scriptură, îi spune ce este scris. Diavolul se poate transforma în înger de lumină, diavolul poate veni, au fost situații când a venit înspre mine și am simțit cuvinte, mi-au venit în minte cuvinte care am știut că nu-s de la mine și nu-s de la Duhul lui Dumnezeu. Și-s voci. Și uneori-s voci de răutate, și-s voci de ură, și-s voci de invidie care vin acolo în sufletul tău. Și dacă nu ai foarte bine reglate lucrurile, David a fost aici sub o presiune extraordinară și au început să vină voci din interior, voci de la camarazii lui de luptă, voci de la diavolul: taie capul, ucide-l! Însă în momentul acela David nu acționează în baza impulsului, a fricii, a emoției. El ajunge să se ghideze după un principiu. Și aș vrea să trecem înspre partea a doua. Principiul e mai complex, dar e foarte fain, pentru că David îi spune lui Saul ceva foarte interesant. În versetul 13, versetul 12 spune: judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Și David rostește aici un principiu: răul de la cei răi vine. Răul de la cei răi vine. Răul de la cei răi vine. Cei răi ajung să se lase antrenați de voci care nu-s de la Dumnezeu, care nu-s din cuvânt. Și în momentul în care te lași antrenat de vocile acestea, numai te trezești, că ajungi să acționezi, ajungi să faci, ajungi să rostești cuvinte. Aș vrea în seara asta să te rog frumos să mă asculți, analizează-ți viața, nu înaintea oamenilor, nu ca să dai bine pentru frați, pentru surori. Aș vrea să-ți analizezi viața în seara asta înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să-ți amintești în seara asta că Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să reiau mesajul acesta și să auzi că răul vine de la cei răi. Că atunci când te răzbuni, că atunci când rostești niște cuvinte stricate, rele despre cineva, chiar dacă ai dreptate. Este câte unul la biserică: frate Marius, mie îmi place să spun adevărul. Și eu pentru adevăr îți gata să mor. Și fratele cu tare e așa și așa și așa și dintr-o dată începe să-și verse acolo veninul și răutatea și o grămadă de cuvinte murdare și grele și răutate. Răul de la cei răi vine. Și David știe asta.
Și David nu vrea să se lase antrenat și nu vrea să se lase folosit de rău. Ești sensibil? Frate drag, sunteți sensibil? Tare departe a spus amvonul ăsta aici. Că m-aș duce așa mai aproape de frați. Ca să-i pot întreba pe fratele ăla cu cămașa albă de pe ultimul rând. Frate, sunteți sensibil? Răul vine de la cei răi. Și în momentul în care nu suntem atenți, vin voci, vin pofte, vin gânduri și ajungem să ne lăsăm prinși în ele. Și David zice, eu nu am făcut așa pentru că eu știu că de fiecare dată când fac rău, când mă las folosit, când rostesc cuvinte, când vorbesc de rău, când bârfesc, de fapt eu nu fac altceva decât să mă las antrenat și folosit de către cel rău. Am ajuns să mă uit la mine și să-mi dau seama cât de complicat îi să treacă o zi în care să măsor cuvintele, să nu-mi iasă niciun cuvânt stricat, să nu vă iasă din gură. Un cuvânt stricat, nu vă gândiți că un cuvânt stricat e numai înjurătura, numai blestemul. Un cuvânt stricat e un cuvânt care poate să dărâme, poate să rănească. Când ajungi să-i spui soțului tău, soției tale, tu ești așa, tu ești așa, copilului tău, ajungi tu cu propria gură să-ți mutilezi copilul. Să te uiți la el și să-i spui tu, nu o să fii bun niciodată de nimic. Ce cuvinte sunt astea în gura unui credincios? Ce cuvinte sunt astea în gura unui tată plin de Duhul lui Dumnezeu? Am văzut studenți veniți la Cluj care plângeau în hohote la mine în birou și îmi spuneau, n-am reușit să-l mulțumesc pe tata cu media 9-80, că n-a fost 10, n-a fost bine, niciodată n-a fost mulțumit de mine, niciodată nu m-a știut aprecia, niciodată nu m-a știut iubi, n-a știut să-mi spun un cuvânt bun, niciodată. Răul de la cei răi vine. Dar dacă inima ta e atinsă de Duhul lui Dumnezeu, dacă tu ești un om al lui Dumnezeu și ai Duhul Sfânt, tu ești sensibil și îți vine un cuvânt și îți vine un gând și tu zici, știu de unde îi, am un stetoscop bun și știu că ăsta e de la diavolul și nu-l las să iasă pe gură, nu-l rostesc. Vine un gând să faci un lucru, să mergi într-o direcție și ajungi să detectezi că nu-i de la Domnul și ajungi să te împotrivești tare în credință și să ieși biruitor. E o presiune peste tine, poate în zilele acestea ești sub presiune, ești în momentele acelea grele, ai de luat niște decizii, zbracă-te de voia ta, stai înaintea Domnului și zici, Doamne, vreau să aud vocea Duhului Sfânt. Și Doamne, nu vreau să fiu din categoria celor răi. Răul de la cei răi vine. Aș vrea să mă ascultați, noi credincioșii suntem într-o poziție foarte delicată. De foarte multe ori ne imaginăm că dacă unul ne face rău și îi întoarcem cu aceeași măsură, rezolvăm problema. Niciodată. Când întorci cuiva rău pentru rău, nu faci altceva decât să antrenezi și mai mult rău. Când răspunzi cuiva care te-a rănit cu, din rana ta, din ura ta, din invidia ta, nu faci altceva decât să antrenezi și mai mult rău, pentru că răul vine de la cei răi.
Dar aș vrea să mai învățăm un lucru din textul acesta. În primul rând, presiuni. Toți suntem sub presiuni. De un fel, de altul. Acasă, la serviciu, să te uiți la ceva, să cumperi ceva, să faci ceva, să te apuci de un lucru, gânduri. Ar ne dorim ca toți să nu ne lăsăm antrenați de rău. Principiul acesta că răul vine de la cei răi, noi nu vrem să fim antrenați de către diavolul în rău, să vorbim de rău, să facem rău. Dar cum e posibil asta? De unde ai resurse pentru asta? De unde ai putere pentru asta? Pentru că tu dacă stai pur și simplu acolo și zici nu vreau să fiu rău, nu vreau să fiu rău, nu vreau să vorbesc de rău, nu vreau să îmi iasă cuvinte stricate pe gură, de unde îți vine asta? Și în textul acesta David rostește un cuvânt extraordinar. Domnul va judeca și va hotărî între mine și tine. El va vedea. El îmi va apăra pricina și El îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. Un credincios nu ar rezista și tu nu poți rezista să nu întorci rău pentru rău dacă nu te întemeiezi, dacă nu te întărești, dacă nu te așezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Tu știi că ție îți poartă Domnul de grijă. Tu știi că Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Domnul! Am fost în situații cumplite, în situații complicate. Au fost momente când am răspuns în firea pământească și mi-am luat răsplata. Cine seamănă în firea pământească, seceră în firea pământească. Dar au fost momente binecuvântate când am primit una și am primit alta și cu ajutorul lui Dumnezeu, bazându-mă pe promisiunile Lui, am răspuns blând, am răspuns cu har, am răspuns înțelept. De fiecare dată când am făcut asta, Dumnezeu m-a binecuvântat. Așează-te în promisiunile Domnului, ai tu promisiunile lui Dumnezeu, ai tu promisiunile lui Dumnezeu, ai promisiuni de la Domnul care să fie pentru tine, pentru viața ta. David a avut astfel de promisiuni și a stat tare pe ele. David a știut că Domnul îi poartă de grijă, David a știut că Domnul e apărătorul lui. Chiar dacă era uns ca împărat, a așteptat să vină vremea. N-a luat-o înaintea Domnului. Domnul își are vremea Lui. Domnul își are timpul Lui. Domnul își are cadența Lui. Domnului, Domnul, eu în smerenie stau și aștept răspunsul de la Domnul. Am promisiunea Lui și mă bazez pe ea. Ești sensibil? Așa să vă rog câteva momente să stați cu ochii închiși și aș vrea să medităm câteva momente. Presiuni în casă, conflict cu copiii, conflict cu părinții, presiuni la locul de muncă, un șef brutal, dur, nedrept. Presiuni, poate pentru unii momente de viață și de moarte, și apoi voci. Fă așa, răspunde așa, fă-i la fel, întoarce-i, răzbună-te, fă-ți dreptate. Și apoi ca și un sursur blând,
vocea Duhului lui Dumnezeu să mă ferească Domnul să mă ating de unsul Domnului. Și apoi, ca și un susur blând, principiile sfinte, răul de la cei răi vine. Eu nu răspund răului cu rău. Eu zâmbesc. Eu iert. Eu binecuvintez. Eu vorbesc frumos. Eu folosesc cuvinte cu har. La blesteme, la înjurături, la cuvinte grele, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, care e rostit la vremea potrivită și care dă har celui ce l-aude. Răul vine de la cei răi, eu nu folosesc cuvinte stricate. Și apoi îți întorci fața către promisiunile Domnului. Cu niciun chip n-am să te las. Te-am purtat. Și tot vreau să te mai port. Câteva momente mi-am ascuns fața de tine și ai crezut că te-am părăsit, dar nu te voi părăsi. Ești scris în palmele mele. Iisus Hristos și-a dat viața pentru tine. Iisus Hristos e păstorul cel bun. Păstorul cel bun merge înaintea oilor. Oile aud glasul lui. Ele nu merg deloc după un străin, ele nu ascultă de alte voci, ci fug când aud vocea străină. Pentru că oile lui știu promisiunile lui. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Am pentru voi o împărăție care nu se poate clătina. Am pentru voi viață veșnică. Am pentru voi o viață cu semnificație. Am pentru voi lucruri noi. Iisus Hristos te cheamă în seara asta să te întorci către El, să auzi glasul Lui, să renunți la orice invidie, la orice rău, la orice plan pe care poate l-ai gândit în inima ta. În seara aceasta dă-i drumul și pune-ți nădejdea în Iisus, păstorul cel mare. Amin. Mergi după El și El te va binecuvânta. A Lui să fie slava și gloria în vecii vecilor. Amin.